în burta să se vadă că sunt fit. Filmăm traficul în timp ce mergem spre home. Asta a fost o seară obositoare. Alaltă ieri, sau ieri, sau când a fost, nu mai știu când am fost, când am fost pe zi, pur și simplu am stat și am spălat vase și am făcut pe bar, pentru că am fost pe bar la benzinărie. Și pur și simplu mi-am ținut gura, ca să nu mai zic nimica, sentimentele deja mă cuple și seră, că asta este, viețile, viața e frumoasă, dar oamenii din viața noastră au grijă să o strice. Mulțumesc! Ce s-a petrecut? S-a petrecut o extorsiune unui degajament într-o apă, dacă permiteți termenul acesta, așa? În care nu vreau să îmi mai pun încrederea în oameni, din păcate. De ce? Pentru că eu sunt genul ăla de persoană care sunt foarte, foarte afectuoasă și prietenoasă și vreau să te ajut. Și mi-aș da și haina de pe mine, dacă s-ar putea, ca să-ți fac bine. Cumva să ne consider, eu te consider pe tine soră, frate, mamă, mi-aș da și viața pentru tine. Și că golo, știi ce primești? Trădare! Trădare! A fost o chestie ce mi-a zis o cumnată mea și cumva acum parcă o simt înăuntru meu și îmi face un gol în interiorul pieptului, un gol, bineînțeles, imaginar, o gaură acolo care s-a format și iar trebuie să o umplu. Eu sunt genul ăla de persoană care are nevoie de prieteni adevărat, dar din diferite circumstanțe sau habar n-am, mă mint singur, mă consum și toată acea gaură mă macină pe dinăuntru, înspre din interior, în exterior. Cumnata mi-a zis așa: Marius, tu, bun, bine că l-ai ajutat, dar pe tine cine te ajută? Și mi-au revenit acele vorbe în cap și eu venea să plâng. Că da. Și băieții plâng câteodată. Bine, mă, vreau să plâng, nu să mă plâng. Ceva de genul. Și mașina este absolut minunat de cald și vorbesc pe nas. Cred că se simte. De asta, de multe ori nu pot să zic că mă urăsc, pentru că nu mă urăsc. Mă iubesc din tot sufletul meu, sunt cea mai bună persoană pe care o știu. Și altruist, și tot ce vrei tu, tot ce vrei. Și bun, și nebun, și o scorpie de om, cine merită. Și rău. Pur și simplu, mă doare. Gaura aceea, pentru că ajut pentru că ajut de fiecare dată o grămadă de oameni, primesc din partea lor o grămadă de trădare. Îmi dau sufletul cumva pentru ei, ca să știu că sunt bine și ei mă răsplătesc cu ce nu trebuie. Și am nevoie de, asta e faza, eu parcă tânjesc după un prieten adevărat, tânjesc să spun la cineva că frate, mamă, ce te iubesc și că cumva că ne avem ca frații. Dar de cele mai multe ori nu e așa. Și o chestie care mi-am băgat-o în cap și sper să rămână acolo și să nu mai scot veci pururi, așa, este: nu mai dați și mai dau bani împrumut la nimeni, pentru că de-aia. Da, bagă-te, fratele meu, cu doar ai opul. Să dea Dumnezeu sănătate. Hai, ieși.
Ieși. Cu plăcerea. Mă dai grijă. Așa, frate. Da, Dumnezeu să-l dată. Frumos este traficul de, la, de pe la noi. Uite o chestie ce, nu pot să înțeleg eu. Adică, de ce tot timpul sunt așa de bun cu toată lumea? Și ajut și... Și ajut și fac și dau bani cu împrumut și... fac credite pe numele meu. Și la final... La final... Eu caut un prieten adevărat cu care să vorbesc. Da, e verde, magic. Un prieten adevărat cu care să vorbesc, să pot să-mi împart sentimentele, nevoile, să mă înțeleagă sau nu, sau să fie de acord sau nu cu părerile mele, să mă susțină, să mă ajute, să-l ajut, să fim unul pentru celălalt ca frații. Știi cine e cea mai bună persoană în care nu te trădează niciodată? Și am nevoie să primez asta. Iisus, frate, Iisus. Atât, și am zis-o. Iisus te iubește necondiționat. Iisus e singura persoană care și-a dat viața pentru tine. A murit pentru tine, da? Ca să fii salvat, mântuit și pe deasupra îi lângă tine în fiecare zi. Nu omul, Iisus, atât, atât frate, atât. De asta mă doare și vorbesc serios. Pentru că cauți un amic, prieten de nădejde în care să-ți pui încrederea, dragostea, suferința, tot ce ai tu și te trădează. Iisus n-a făcut-o niciodată. Cele mai multe ori eu îți devină pentru că spun chestia asta cu da, că suntem frați, da frate, chestii de-aștea. Că țin mult la tine, nu vreau să te supăr, nu vreau să-ți fac rău. Vreau să te ajut. Bla bla bla, urdaștea. Iar la final, tot eu sunt dezamăgit pentru că pun suflet. De asta. Toți îmi sunt amici. Hai, pot să zic și prieteni. Amic, prieten, tot aia. Faze așa. N-am să zic și nu am să mai zic niciodată că cineva e cel mai bun prieten. Nu există frate așa ceva, pe pământ nu există. Și cel mai bun prieten te poate vorbi pe la spate, te poate înșela. Iar omul pentru bani e în stare și de crimă. E în stare frate de orice, pentru bani omul e în stare. Ce, nu mi-am aprins farul. Deci omul pentru bani e în stare frate să facă orice. Depinde de cum a fost dresat. Să nu ne atașăm de nimeni. De cățel, de purcel, de pisică, de mașină, de oameni, pentru că te dezamăgesc, iar durerea e a ta, din vina ta, din păcat. De ce din vina ta? Pentru că te-ai atașat. Pentru că te-ai atașat, pentru că îți pasă, pentru că așa ești tu, pentru că așa ți-e natura ta. Și altceva nu ai ce să faci. Atât. Ok, ca o paranteză, că stăteam și mă gândeam acum. Bun. Eu am zis ca să nu ne atașăm de nimic. Dar asta nu înseamnă să uităm să fim oameni. Să uităm să fim oameni, să fim buni, indiferent de situație. Pentru că dacă suntem buni, nu ne costă nimic. Atâta tot, să nu punem la suflet tot ce ni se întâmplă. Și fără atașamente. Punct! Punct!